În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au organizat o acțiune cu efective mărite pe raza orașului Șimleu Silvaniei, la care au participat polițiști de ordine publică, polițiști rutieri, polițiști de investigații criminale, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Acțiuni Speciale, Biroul Protecției Animalelor și jandarmi, împreună cu un echipaj canin, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, respectarea normelor rutiere, respectarea normelor de conviețuire socială, prevenirea furturilor, tâlhăriilor și faptelor cu violență comise în mediul stradal.